Bună ziua tuturor, din nou. Astăzi m-am gândit să fac o introducere în tehnica dresajului aportului forțat. Probabil că foarte mulți din dumneavoastră ați auzit de această tehnică. Încerc să o explic cât mai simplu, pe înțelesul tuturor. Din păcate n-am un câine tânăr cu care să exemplific primii pași. Am să încerc însă să etapizez și să explic bucățică cu bucățică pe un câine, din păcate, deja lucrat, dar sper să fie suficient de sugestiv să înțelegeți ce se dorește prin aportul forțat. Orice câine, în primul și în primul rând, are un aport nativ. Orice câine plimbă ceva în gură, se joacă cu ceva, eventual chiar și aduce, însă aportul nativ nu e un aport de încredere și nu este un aport de încredere în raport cu proprietarul. De foarte multe ori se întâmplă la vânătoare, după cum bine știți, piesa de vânat să fie împușcată, chiar dacă câinele a pontat-o inițial, din cauza vegetației, poate și a direcției, piesa să nu fie văzută de câine în momentul căderii. Câinele pleacă, dacă piesa e mai departe, să zicem, la un 50-60 de metri, câinele caută 10-15 metri, se plictisește, se întoarce, în ciuda tuturor încurajărilor pe care noi le dăm. De ce? Simplu, pentru că acest cățel nu a fost educat inițial să aibă încredere în comanda efectivă numită aport. Comanda aport pentru câine trebuie să reprezinte un stimul de încredere, și anume, dacă îi se comandă, el trebuie să caute până găsește și să-și aducă. Nu trebuie să se joace. Există foarte multe probleme cu căței în momentul în care, mai ales cei tineri, la prepeliță, unor și la fazan. Chiar ieri am primit niște mesaje din partea unor proprietari care au căței în jurul vârstei de un an, care mănâncă prepelița, care mănâncă fazanul, care mănâncă potârnichea. Tehnica de dresaj de aport forțat remediază inclusiv aceste probleme. Și acum, ca să începem, de la început trebuie știut că totul se începe și se lucrează pe lesă. Bun, avem lesa. O punem în așa fel încât să ne dea posibilitatea de spațiu de manevră, adică un pic mai lungă. Câinele îl cheamă. Câinele pălesă. Așteaptă. Primul pas este mâna introdusă în gura câinelui. Deci, se desface gura câinelui și se introduce mâna. Și câinele trebuie să suporte și să accepte mâna în gura lui. Așteaptă. Așteaptă. Așteaptă, aport, aport, vedeți? Nu se mai împotrivește. Câinii tineri se împotrivesc, însă trebuie repetat până când câinele tolerează, lasă, după care câinele se recompensează. Se fac un număr de repetiții până când câinele învață, practic, să tolereze mâna în gură și să nu miște și să, în același timp, să și exercite o anumită presiune, dar foarte ușoară. Astfel, câinele învață să-și corecteze priza. Și astfel, în timp, câinele învață să nu mai mestece vânatul, să țină bine priza și pe vânat mic, foarte mic, cum e prepelița, inclusiv pe vânat mai mare, cum e iepurele, cum e vulpe. Următorul pas. Următorul pas este cu un aportabil ușor. Desfacem gura câinelui și introducem aportabil. Aport și comandăm aport. Aport. Bineînțeles, un câine tânăr îl va scuipa, nu-i place. Dar câteva secunde, una, două secunde, gura trebuie ținută, după care lasă și se recompensează. Printr-un număr de exerciții suficiente, câinele va tolera aportul și îl va ține. Și chiar trebuie să-l învățăm să comanda de ține. Și anume, aport, ține aport, ține aport, ține aport.
Vedeți? Se scutură. Se scutură. În așa fel încât câinele să exercite presiune. După care comanda, lasă. Lasă. Bravo. Se vor repeta exercițiile până când câinele va învăța să deschidă gura și să ia singur aportul. Aport. Lasă. Bravo. Și recompensă. Poi, totul se începe la nivelul botului câinelui, la nivelul capului. După care, următorul exercițiu este la nivelul pieptului, aport. Nu vă repeziți să luați imediat aportul, lăsați-l să-l țină. Ba mai mult, întăriți priza. Lasă, bravo! De fiecare dată recompensat. Apoi, la nivelul picioarelor, așteaptă, aport, lasă, bravo. Apoi, la nivelul solului, așteaptă, aport, lasă. Bravo. La picior. Așteaptă. Următorul pas este în fața câinelui de pe sol. Și totul pe les. Aport. Lasă. Da. La picior. Da. De ce pe lesă? În permanență trebuie avut control pe câine. Să vă fac așa o prezentare foarte scurtă ce înseamnă. Aici. Aport. Lesa înseamnă control. Hai. În permanență avem control. Lasă. Da. Următoarea etapă. Așteaptă. Mai departe. Și vom merge cu câinele pe les. Aport. Lasă. Da. Următorul episod va fi despre continuarea dresajului de aport forțat. Bineînțeles că vom merge cu alte aportabile, dar vom merge cu vânat rece. Pentru a înțelege și mai bine ce înseamnă dresajul de aport forțat și mai ales cât de important este, am să atașez un filmuleț petrecut la vânătoare cu un cățel tânăr în primului sezon, în care câinele pleacă la comandă fără a vedea piesa de vânat, iar apoi, la semn, câinele va fi orientat pe direcția vânatului, câinele va vedea vânatul, îl va aporta și îl va aduce fără a-i da drumul din gură, direct și fără niciun fel de ezitare. Thank you.
Hai, Katia! Lasă-o pe aceea să ține. Ține-te un pic pușca. Dacă vreau pe aici. Katia! Bravo, tati! Bravo!